Bună dimineața și bine v-am găsit la cafeaua de după, vineri, ora 10. Nicu Bendea este aici. Dați share, dați să știe toată lumea, dați mai departe acest link, să se uite, să se bucure alături de noi. Mulțumesc pentru comentariile scrise la precedenta cafea și acum să-i dăm drumul, să intrăm direct în subiect. Măi, nu pot începe fără să nu laud pe câștigătorul ultimei ediții Românii au talent. Un naist, un tânăr care cântă la nai, definiția perfectă a României. Că n-ai bani de aia, nu-i aia, n-ai pe cine alege. Ai pe cine vota, dar n-ai pe cine alege. Un tânăr de 14 ani, felicitări, bravo lui. Cum s-a apucat el de nai? Suferea de astm. Și cineva a spus părinților, măi, dacă omul ăsta, băiatul ăsta, tinerelul ăsta suflă nai, îi trece astmul. Treptat a început să-i placă și acum visează să fie cel mai mare naist al lumii. Bravo lui, Doamne ajută! David Popovici, notătorul, multiplu campion, recordman, cum a început? Avea probleme cu coloana. Li s-a recomandat părinților să facă not. Și a făcut not și a dus la performanțe. Deci cu tineri de ăștia mai e o șansă. Din păcate, ce avem noi de votat, asta e. Trebuie sânge tânăr în politică. În general trebuie sânge, că până la sânge s-ar bate între ei. Dar obiceiul românesc de pe Dâmbovița se mulțumesc și cu niște flegme. Ci că, nu știu ceva, studii americane, votezi așa cum arăți. Adică, dacă tu ești mai grăsuț, votezi persoanele care sunt mai grăsuțe, pe care le vezi în afișe, da? Deci dacă mă uit la mine, cine ar trebui să iasă la alegeri? Ciucă? Piedone, Șoșoacă, Ciucă, apropo, a scris o carte și el, ceva în slujba patriei, ostaș în slujba, cine o citește? Că de obicei cărțile, ăștia scriu cărțile când îți la... El a scris-o la... Și Kelemen Hunor se pregătește să scrie ceva de genul Honved în drujba patriei. Da, mai slim, ăștia n-au nicio șansă după studiul ăla. Fritz, Nicu Șordan, ăștia care... Profil de biscuit. Asta e. Cafea n-avem astăzi, dar știți voi contul buymeacoffee.com/nicubendea. Când aveți vreme, plata e să mergeți la alegeri. Mergeți să votați, că e unul dintre puținele drepturi care ne-a mai rămas și pe care l-am câștigat, nu-i așa, la Revoluție. Un american pasionat de dinozauri a găsit pe moșia lui, chiar de ziua lui, săpân excavând, un schelet de dinozaur, vechi de 150 de milioane de ani, un schelet de stegosaur, Ion Iliescu a lăcrimat. Mi-aduc aminte de Stegoi, spuneam, cum o plimba pe Loredana Groza între țepușele lui. Ce să mai zicem, asta este Delia, cântăreața Delia, șucărită rău aici la Cluj, s-o șucărit rău, că a fost cazat într-un hotel prea aproape de drum. Și toată noaptea au auzit trecând mașinile. Bine că nu trec tancuri rusești, Delia, taci din gură, că în weekend ai lovit trei chestii. Zilele de la Turda, zilele de la Florești și o nuntă. Bă, asta nu a mers fără 50.000 de euro acasă. Te duci acasă, pui 50.000 de euro superbă și știi cum dorm două zile. Delia, îți revii și o nuntă. Nuntă la fosta mea colegă de la televiziune din Cluj, acum ajunsă celebră la ProTV, Roxana Hulpe, casă de piatră și... Ori apela la wedding planner, că sunt tinerei și cu idei. Și wedding plannerul sau plannerița au zis așa, facem o nuntă atipică, nu știu ce, la Mirei place circul, nunta a fost pe tema circului, cu acrobați, cu balerini, cu saltimbași, cu esca. Esca avea săraca pe ea niște haine de la, nu second hand, de la Alice magazin. În fine, arăta foarte bine. Și m-am gândit așa, mă, oameni care și-or da seama că după căsnicie, apare circusul, așa că să știe de la început, circus. Dar pe ce circus avem noi de luni înainte, nu vă mai rețin. Merge sâmbătă la grătar, merge sâmbătă la nunți și de duminică și duminică la vot. Cu o zi pe an, o dată la 4 ani, avem și noi dreptul de a pune ștampila pe cine credem de cuvință. Weekend plăcut și hai România!